Pentru fecioară, putem vorbi de fericire care este legată de comunicare, de tact, de diplomație, de un bun spirit de observație. Putem vorbi de cunoașterea spirituală, dorința de a călători, de încredere mai mare în forțele proprii, relații de bună dispoziție, în contracte, în asocieri, se poate spune că există posibilitatea haosului, a unor stări de visare, de neadaptare, riscul de a deveni mai ușor dispus spre mici tendințe de a înșela poate pe ceilalți, nervozitate, naivitate, neglijență, neatenție, poate uneori mai obsesivi, relațiile sunt oricum pe scurt mai dificile. În 3 octombrie se formează o piramidă de pământ între Mercur, Lună și Pluto, retrograd. Această piramidă de pământ activează cunoașterea spirituală, dorința de a călători, dorința de a vă implica în lucrurile care vă fac fericiți, vă fac creativi, mai ales în plan material, vă fac să fiți mai perseverenți și vă ancorează mai mult în realitate. Vă aduce mai multă ambiție și Lilith sau Luna Neagră, până în 28 iunie 2024, vă duce la dorința de a descoperi, de a experimenta. Dorințele pot să ducă spre imaginație, curaj, acceptarea provocărilor, dar și riscuri. De a fi obsedați prea mult de propria persoană, de a consuma poate mai multă energie decât e necesar. În data de 5 octombrie, Mercur intrat în balanță, în trigonocrație, aduce în prim plan resursele și bunurile materiale. Aici există o bază puternică pentru comunicare, disponibilitatea pentru confruntări, asocieri, relații, sunt acceptate criterii estetice, dar și morale, dorința de echilibru, căutarea unor soluții diplomatice, creativitate în zona comunicării, contracte, asocieri, pot să aducă situații de nehotărâre, de instabilitate și uneori dificultăți în a vă concentra. Unele indiscreții, mai multă agitație, poate imaginație mai debordantă, poate uneori să fiți influențați de lipsa de moralitate sau de înclinarea spre conflicte, spre înșelăciune, chiar relațiile pot fi mai imposibile. Frustrările pot să apară pe carieră, ele pot fi determinate de contracte, pot să vă ducă într-o zonă de dezordine, de refuz al răspunderii, al atitudinilor, care pot să implice uneori și scandaluri. Relațiile pot fi marcate mai ușor de decepții. Riscuri de mici probleme de sănătate și frustrări, acumulări, riscuri care pot să aducă stări de inadaptare, de nervozitate, de naivitate, de neglijență, de neatenție și chiar de relații ceva mai dificile.